Iar PSD-ul mi se pare extrem de interesant și în opinia mea e foarte bine că este așa, că este acceptat de aliații României, că despre asta este vorba. Că uite, AUR. AUR nu este acceptat și deocamdată dacă nu-și rezolvă problema, deși am înțeles că se preocupă, se preocupă intens și foarte bine că se preocupă și ei. Dar dacă nu-și rezolvă problema, păi AUR poate să-ți ia 49% la viitoarele alegeri că nu va intra în guvern. Nu e o glumă asta. Am mai văzut tocmai asta. Se preocupă, tocmai au semnat târziu și alții un protest, mă rog, o solicitare să fie păstrat în numele unei străzi un scriitor care a făcut parte din guvernul Antonescu. E genul de... genul de acțiune care te aruncă peste genul de acțiune, un pas înainte, trei pași înapoi. Nu știam despre lucrul ăsta, dar știam despre demersurile pe care ei le fac pentru a începe un dialog, că deocamdată nu dialoghează, cu Statele Unite, cu Israelul, cu alte putere europene.